mulți ani România, la mulți ani dragi români, la mulți ani Târgu Ocna, bună ziua tuturor, o zi emoționantă, ziua tuturor românilor. Astăzi am reușit cu toții să fim aici în piațeta primăriei pentru a marca Ziua Națională a României. Pentru a cinsti această zi, începem cu imnul României. Gardă drept! Gardă! Pentru noi înainte prezentați! Arm! Deșteaptă-te! Serviciul religios. Gardă! Pentru oficierea serviciului religios! Gardă! Descoperiți! Gardă! Pe loc de pauză! Slavă Sfintei și cele de-o ființă, ce de viață făcătoarei și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Slavă fie Dumnezeul nostru, slavă fie Împăratul Dumnezeu, Dumnezeu, Duhul adevărului, care pentru tine ești, pe toate împlinești,
ție, împărătăților, Dumnezători de viață, vino și te sărășuiești în noi, și ne împărășește pe noi în toată Dumnezeu, și mântuiește bucurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi. Doamne, curățește fratele noastre. Iartă fără dregele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Pace. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce crânți cu evlavie și cu frică Dumnezeu într-însa Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfintele noastre locașuri, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Întocmirea văzduhului și pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce crătuiesc pe apă, pe uscat, prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească în jertfelnicul Său cel mai presus de ceruri, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum, a nevrednicilor să-i robi și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră pe care o aducem cu inimă smerită, pentru binefacerile pe care cu belșugare le-am primit de la dânsul, ci cautămâie de bun miros, bine primită să-i fie lui, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre, a nevrednicilor să-i rob și una cererea credincioșilor să-i totdeauna să o plinească, să-i îndrepteze spre bine și ca un milostiv pururea să ne dăruiască binefaceri nouă și sfintei sale biserici și întregului său popor drept credincios. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să izbăvească sfânta sa biserică, țara aceasta și pe noi toți, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, și totdeauna cu sănătate, într-o lungime de zile în pace și cu ocrotirea îngerilor săi, să ne păzească pe noi, credincioșii săi robi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește!
preasfânta, curată, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare, așa pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Citire din Sfânta Evanghelie după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! În vremea aceea au ținut sfat farisei ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt. Și au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă, ce ți se pare? Se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul de dajdie. Iar ei i-au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui e chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns au ei: Ale cezarului. Atunci a zis lor: Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la a ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a se împlini cererile. Așa și de acum înainte învrednicește-ne a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și întru toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine, pe care l-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către tine, către aproapele și către țară. Iar pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește, Doamne, pe forul tării mari uniri, pe toți eroii, ostași și luptătorii români, din toate timpurile, din toate locurile,
care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, pe cum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemai ajutor și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia, în care se preamărește numele Tău. Ne învrednicește pe toți, ca totdeauna, mulțumire să-ți aducem. Cere prea bune a grei și a scântat ție și cerul fără început al Tău, Părinte, prea Sfântului și Bunul de viață, Făcătorul Tău, Dumnezeul Cerului Tău ființă, slavă ție, Dumnezeu nostru, Dătătorul de bine, în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul în nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cu cernice Părinte binecuvintează. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ocrotitoarea orașului acestuia, ale Sfinților slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinți ai noștri, ale Sfinților dreptilor dumnezeiești părinți, Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Cu îngăduința dumneavoastră o să transmit mesajul în al preasfințitului părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, cu prilejuri sărbătorii naționale. 1 decembrie este ziua nașterii României ca stat unitar între statele independente ale lumii. În urmă cu 105 ani, românii din Transilvania, Bucovina, Basarabia și Regatul României, vorbind același dulce grai românesc și având aceeași credință apostolică, au mărturisit într-un cuget dorința de unitate națională într-un singur stat independent și suveran. Această realizare istorică, a cărei valoare simbolică a însuplețit generații întregi de români, iubitori de țară și de neam, naște în sufletele noastre sentimente nobile de profundă recunoștință față de personalitățile vieții politice și religioase ale acestei națiuni, care și-au consumat existența pentru construirea unui ideal pe care tineri neînfricați l-au apărat în lupte cu prețul sacrificiului suprem. Românii de pretutindeni, moștenitorii acestei măreți împliniri naționale, au datoria sfântă de a purta în inimi cu onoare valorile care definesc identitatea națiunii române și de a face cunoscute în spațiul intercultural și interreligios mondial frumusețea și specificul culturii și istoriei acestui neam binecuvântat de Dumnezeu, purtând cu cinste numele de români. Contextul mondial actual, măcinat de conflicte și de crize și dominat de globalism și consumerism, constituie o adevărată provocare pentru toți cei care, în afara sau înăuntrul granițelor țării, simt și gândesc românește. Aceste încercări ale istoriei în care ne este dat să trăim, să fie pentru noi un bun prilej de mărturisire a crezului național și de reafirmare a valorilor și idealurilor pentru care s-au jertfit ctitorii neamului românesc. Să fim conștienți că unitatea țării este rezultatul efortului pe care cele mai înalte spirite ale acestui neam le-au depus de-a lungul istoriei, că este un proces care a început înainte de anul 1918 și care trebuie să continue în fiecare inimă de român ce își asumă oriunde s-ar afla în lume, istoria și patrimoniul spiritual dăruite de înaintași. Această zi de aleasă sărbătoare națională să fie pentru fiecare dintre noi prilej de pioasă aducerea aminte de făuritorii României mari,
imbold de a rămâne în unitate de credință și de neam și de a conserva și promova patrimoniul spiritual național. Oriunde ne-am aflat în lume, să nu uităm că suntem un popor creștin care și-a păstrat unitatea și identitatea, înălțând în rugăciune gândul smerit către Dumnezeu. Să păstrăm în inim crezul nostru național, să ne cinstim eroii și să purtăm o adâncă recunoștință înaintașilor care au ctitorit numele binecuvântat al României. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să binecuvinteze Ziua Națională a României, să pogoare între români pacea și iubirea, să inspire pe cei ce ne conduc în a lua cele mai bune decizii, să ocrotească pe români oriunde s-ar afla în lume și să ne dea puterea de a rămâne vrednici urmași ai părinților acestei națiuni. Dumnezeu să binecuvinteze România și pe români. La mulți ani! Transmit și eu un salut din partea preasfințitului Iosif, episcop romano-catolic de Iași, și ne unim în rugăciune pentru a cere binecuvântarea lui Dumnezeu pentru patria noastră, pentru poporul nostru și pentru toți oamenii de bună credință. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care le-ai supus oamenilor lumea creată așa încât fiecare să ofere celuilalt slujirea iubirii, te rugăm să asculți cu bunăvoință rugăciunile noastre, prin care implorăm binecuvântarea ta asupra poporului nostru, asupra tuturor celor care trăiesc în această patrie, ca să fie binecuvântați cu pace, bunăstare, bineînțelegere și toate binecuvântările să prisosească de apururi în aducere de mulțumire, în bucurie necontenită și să te binecuvânteze pe tine, Dumnezeule atotputernic, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și pe voi toți să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. La mulți ani români, la mulți ani România, în alte oficialități, preacucernici părinți, dragi militari și distinși cetățeni, bună ziua! Visul de beacur al românilor a fost înfăptuit în urmă cu 105 ani la Alba Iulia pe 1 decembrie 1918. Basarabia se unise cu vechiul regat, condus de către regele Ferdinand I, pe 27 martie 1918, iar Bucovina se unise cu vechiul regat pe 28 noiembrie 1918. Vestea unirii s-a răspândit ca fulgerul în satele și orașele locuite de către români, Marea Unirii realizându-se într-o zi de duminică după liturghia de dimineață. Țăranii români au început să sosească la Alba Iulia încă de pe 27 noiembrie. Un rol hotărător în realizarea Marei Unirii l-au avut următoarele personalități: Iuliu Maniu, Ice Brătianu, prim-ministrul de atunci a României, Vasile Goldiș, Gheorghe Pop de Băsești, Aurel Vlad, cardinalul Iuliu Hosu. 12 din cei 18 artizani ai Marii Uniri au sfârșit în temnițele comuniste. Printre artizanii Marii Uniri s-au numărat și eroi anonimi, cum ar fi locotenent Vasile Niculescu, care la data de 23 noiembrie 1918 a realizat zborul Marii Uniri, decolând de pe aerodromul din Bacău, împreună cu capitanul Victor Precu. Misiunea lui era de a traversa Carpații și a ateriza la Blaj, unde trebuiau duse documente importante Consiliului Național, care pregătea unirea Transilvaniei cu România, și printre care se aflau și scrisorile prim-ministrului Ice Brătianu către Consiliul Național Român Central, în care își exprima dorința de unire. Anul acesta, pe 23 noiembrie, o aeronavă din cadrul forțelor aeriene române a refăcut, în mod simbolic, zborul de acum mai bine de un secol. Unirea s-a realizat în orașul Alba Iulia deoarece Alba Iulia a fost cel mai important centru al Dacii Romane. Alba Iulia a fost centrul celei din tâi uniri politice a celor trei țări românești sub sabia și mintea lui Mihai Viteazul. Alba Iulia a fost locul martiriului lui Horea, Cloșca și Crișan și locul de întemnițare a lui Avram Iancu.
Cei 1228 de reprezentanți ai românilor s-au adunat în sala mare a centrului militar din Alba Iulia pentru a vota unirea Transilvaniei cu România și a le arăta celor peste 100.000 de români ce așteptau afară actul unirii. Pe 1 decembrie 1918, Marea Adunare Națională a votat unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu vechiul regat, formând astfel statul unitar român. Rezoluția Marea Adunări, prin care era decretată unirea provinciilor românești într-un singur stat, a fost citită de către Vasile Goldiș, iar Iuliu Maniu a ținut un discurs prin care a motivat această rezoluție. Aș vrea să vorbesc că printre miile de oameni ce s-au aflat acolo, s-a numărat și Samuel Mârză, un tânăr întors cu doar 4 zile înainte de pe front. Printr-un joc al hazardului, acesta a rămas în istorie drept unicul fotograf ce a reușit să imortalizeze Marea Unire. Adrian Păunescu spunea: "Popor românesc, nu uita niciodată că nu ești urmaș de fricoși bastarzi, la tine acasă, cât face chiroată, de dragul eroilor, veșnic s-a ars. Marea Unire de la 1 decembrie nu se uită. Români de pretutindeni, ocrotiți și slăviți Marea Unire, la mulți ani!" Gardă, drept! Gardă, acoperiți! Gardă, pe loc, repaus! Mulțumim frumos, Cosmin. Îl invit alături de noi pe domnul prefect Lucian Bogdănel să transmită mesajul premierului Marcel Ciolacu cu ocazia Zilei Naționale a României. Este Ziua Națională a României, sărbătoarea tuturor românilor, o zi în care m-aș bucura să retrăim spiritul unității care i-a înflăcărat pe înaintașii noștri de acum 105 ani, înfăptuitorii Marii Uniri. Prezentul ne provoacă să facem față unor situații pe care cu greu le-am fi anticipat cu doar câțiva ani înainte și care pun o lume întreagă la încercare, iar România nu este nici ea ocolită. Istoria și Marea Unire din 1918 au confirmat puterea unității noastre și iată, avem prilejul cu fiecare nouă provocare a prezentului să demonstrăm că împreună noi românii avem puterea de a atinge marile obiective. Acest lucru implică eforturi din partea tuturor și mai ales o înțelegere a preocupărilor fiecărui român. Consider că mesajul de unitate al acestei zile ar trebui să fie prezent în orice acțiune a noastră, indiferent dacă ne referim la cetățeni, societate civilă, mediul de afaceri, reprezentanța ai statului sau la clasa politică. Când ceva tinde să ne dezbine, să ne amintim că suntem toți români și că avem un drum comun de parcurs ca națiune de care depind prezentul și viitorul întregii societăți și al fiecărui cetățean în parte. O Românie puternică, orientată spre dezvoltare, care să se reflecte în plan economic, dar mai ales în viața de zi cu zi a românilor, este un obiectiv firesc, capabil să ne unească pe noi toți. La mulți ani români, la mulți ani România! Mulțumim! Îl invit pe domnul doctor în istorie, preot Necu Andrei, să ne adreseze un cuvânt despre însemnătatea acestei zile. Autorități județene și locale, ucernici părinți, iubiți târgocneni, ceea ce s-a spus mai devreme, atât prin cuvintele acestui minunat copil, care a evocat în sinteză momentul 1 decembrie 1918, cât și prin mesajul oficial transmis de domnul prefect, atestă o realitate pe care românii au pus-o într-o cunună frumoasă și neegalată la Alba Iulia. 1918, 1 decembrie, nu reprezintă doar un moment în care vorbim despre consecințele primului război mondial faste pentru noi, pentru români, ci vorbim și despre aproape 2 milenii de istorie. De la botezul în Evanghelia lui Hristos, adus de Sfântul Apostol Andrei, și până la formarea poporului român, în acel proces numit etnogeneză, care spre finalul ei arăta că nu a existat decalaj între spiritualitate și națiune. Ne amintim la 1 decembrie și de faptul că marii domnitori români din Evul Mediu au păstrat spiritul de unitate națională, deși erau fragmentați în țări diferite. Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, care
devine simbol și pentru momentul 1918, antecesorii lui Vlad Țepeș, Mircea cel Bătrân și alții la rândul lor. Ne amintim la 1 decembrie și despre faptul că a existat permanent o unitate de cultură, de credință și de spiritualitate deosebită între românii de peste munți și că, indiferent de granițele geografice care au fost trasate de multe ori de marile puteri, românii au rămas aceiași dintr-un capăt al altuia al teritoriului binecuvântat întregit în 1918. Ne amintim la Alba Iulia și de momentul în care Tudor Vladimirescu și apoi generația pașoptistă încercau să creeze prin ambiții nu neapărat personale, ci comunitare, un ideal care se va contura în primă fază la 1859 prin unirea principatelor sub Alexandru Ioan Cuza, apoi prin câștigarea independenței României la 1877 sub regele Carol I și mai cu seamă prin cele trei uniri: 27 martie, unirea Basarabiei cu România, 1918, 28 noiembrie, unirea Bucovinei cu România și, bineînțeles, 1 decembrie, Alba Iulia. Ne amintim, când vorbim de Alba Iulia, și de faptul că în primul război mondial România a fost între primele 6 țări combatante ca număr de victime și de jertfe care s-au înălțat pentru apărarea patriei și a demnității noastre, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Ne amintim și de faptul că Alba Iulia a însemnat speranța că la tratatele de pace care au urmat primul război mondial, tratatele de la Versailles, Saint-Germain, Trianon, Sèvres sau Neuilly, status quo acestei uniri se va recunoaște internațional. Și așa a și fost. Ne amintim la 1 decembrie și de faptul că am avut în 1922, în 15 octombrie, încoronați pe regele Ferdinand și regina Maria ca primi regi ai României Mari. Ne amintim și de faptul că sacrificiile armatei române din al doilea război mondial și pierderile teritoriale au însemnat speranța că într-o zi lucrurile vor fi puse din nou la cap, iar tranziția după 45 de ani de regim totalitar comunist, după 1990, speranța că România își va relua locul între țările importante ale Europei. Consider că la momentul 1 decembrie 2023, România face pași siguri și clari spre direcția pe care cei 1228 de delegați în fața a 100.000 de oameni la Alba Iulia în 1918 au sperat că o vor împlini. Este de datoria generațiilor noastre și a celor care vor urma să păstreze 1 decembrie nu doar ca zi națională și ca zi simbol, ci ca zi de recuperare a istoriei, de recuperare a identității noastre cultural-spirituale și de recuperare a decalajului care încă mai este în unele zone între ceea ce numim noi Europa un pic mai civilizată. La mulți ani, România! La mulți ani, români! Mulțumim, părinte! Urmează un mic recital susținut de elevi din orașul Târgu Ocna, domnișoara Lavinia Tudoreanu. Și banatul Dobrogea și tot
Domnișoara Sofia Nicola Jităriței. Domnișoara Sabina Tot.
cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Pădurea ne va războare, ori un cântec ce dispare. Cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor. Cât trecutul ține minte, mai există lumi sfinte. Cât lucea fărură sare și în cer e sărbătoare, și e pace pe pământ, mai există ce mă sfânt. Când durea nevără zboare, ori un cântec ce dispare. Cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Când durea ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Când avem un san de pane și un grai ce n-are moarte, cât ai cui zice părinte, mai există locuri sfinte. Cât avem un san de pane și un grai ce n-are moarte, când ai cui zice părinte, mai există locuri sfinte. Când durea nevără zboare, ori un cântec ce dispare. Cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Că durea nevără zboare, ori un cântec ce dispare. Cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Că durea nevără zboare, ori un cântec ce dispare. Cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Că durea nevără zboare, ori un cântec ce dispare. Cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Mulțumim, domnișoara Anelis Ioana Rușinoi. Pe-a noastră țară, noi n-am călcat hotară. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este Sticlia, pădurea și izvorul. E doina și vioara, eroi ce și-a vrut omul. Împrăștiați prin lume, a mele neamuri bune, cu dor prin țări străine, muncesc pentru o pâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este Sticlia, pădurea și izvorul. E doina și vioara, eroi ce și-a vrut somnul. Thank you.
aer bate, doar vântul azi mai bate. Biserica bătrână din clopot nu mai sună. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este Clia, pădurea și izvorul. E Doina și Vioara, eroi ce și-au flăsumul. Românii din lumea largă, dacă vii țara dragă, veniți, n-o lăsați pradă străinilor să cadă. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este Clia, pădurea și izvorul. E Doina și Vioara, eroi ce și-au vrut somnul. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este Clia, pădurea și izvorul. E Doina și Vioara, eroi ce și-au vrut somnul. La mulți ani, dragi români! Mulțumim! Felicitări acestor copii minunați! Îl invităm alături de noi pe domnul primar al orașului Târgu Ocna, Cristian Aurelian Cipotaru, care dorește să transmită un mesaj de mulțumire și apreciere. Preacucernici părinți, distinși și invitați, stimate domnule europarlamentar, Dragoș Benea, stimate domnule prefect al județului Bacău, domnul Lucian Bogdănel, stimate domnule președinte a Consiliului Județean, Valentin Ivancea, venit astăzi împreună cu distinși consilieri județeni ai județului Bacău, doamna inspector general a Inspectoratului Școlar General, inspector școlar Bacău, domnule inspector al jandarmeriei din județul Bacău, distinși musafiri, scuzați-mă dacă nu reușesc să vă transmit un mesaj de mulțumire tuturor. Iată că și vremea și timpul a ținut cu noi astăzi. Dacă dimineața aveam câteva grade cu minus în Târgu Ocna, acum ne apropiem de 15 grade și lucrul acesta ne-a adunat pe toți în această frumoasă piațetă. Mă uitam aici împreună cu dumneavoastră ce ar fi fost sau ce ar fi, dacă am face așa un exercițiu de imaginație, să acei ochi pătrunzători ai pașoptistului Costache Negri să ne privească. Ce ar spune peste timp, peste zecile de ani care au trecut, dacă noi, comunitatea din Târgu Ocna, ne facem datoria sau ne-am făcut-o. Iată că prezența noastră aici, acasă, în această piațetă, Costache Negri, este rodul unei munci a administrației locale, este munca dumneavoastră, finanțarea dumneavoastră alături de banii europeni, care nu sunt puțini, și iată că sârguința unui constructor în 5 luni și 3 săptămâni a făcut ca această piațetă să se schimbe radical. Pe data de 6 iunie, era prima cupă de excavator care se întâmpla aici. Haideți să facem un exercițiu de imaginație și să ne bucurăm acum cu toții că astăzi suntem aici prezenți. Nu pot decât să aduc mulțumiri dumneavoastră tuturor autorităților, instituțiilor implicate în manifestarea de astăzi și nu numai de astăzi, și prezența în Târgu Ocna a 3 instituții ale Ministerului de Justiție ne onorează, ne responsabilizează și dumnealor au fost permanent prezenți la toate acțiunile orașului. Permiteți-mi, domnilor directori, să vă mulțumesc, să vă transmitem gândul nostru de apreciere și de respect, pentru că sunteți aici și țineți drapelul României ridicat în aceste instituții. Nu este ușor, pentru că dacă ne gândim că la nivel național o localitate de provincie are 3 instituții, reprezintă ceva. Deci iată că dumneavoastră, prin efortul dumneavoastră, faceți să reprezentați frumos Târgu Ocna. Vreau să mulțumesc acestor elevi minunați care au ales în zile de sărbătoare, în zilele libere, să rămână totuși la Târgu Ocna, să fie lângă noi, să ne bucure
prin această următoare defilare. Vreau să vă urez acum în prag de sărbători, la mulți ani, bucurii, încredere în dumneavoastră, armonie între noi și tot ce este mai frumos. Bunul Dumnezeu să ne călăuzească pașii, să ne lumineze sufletele, să fim împreună, că eu cred că doar împreună putem reuși. Este un mesaj pe care l-am spus din suflet. Vreau să mulțumesc și colegilor din instituția primăriei, pentru că în fiecare zi aceștia se preocupă ca să apară un metru pătrat de spațiu verde, de frumos, și iată că tot aseară s-a încheiat și aproape ultima cupă de asfalt care s-a pus pe cele 23 de străzi. Eu cred că comunitatea noastră, cu sprijinul multor bani europeni, și dar și cu ai noștri, se va ridica la un alt standard. Să nu uităm că și acum două zile, prezența unui mare om al tehnicii românești, inginerul Angel Salini, a fost prin lucrările sale prezent, și avem aici în sala din foaierul Centrului Cultural o expoziție cu lucrări ale sale, și să ne gândim că o parte din efortul lui, din viziunea lui, din gândirea dumnealui, și-a lăsat-o aici la Târgu Ocna, prin prezența acestor obiective importante, și poate de multe ori noi trecem pe lângă ele și nu le vedem. Gara Mare, CFR, linia ferată între Târgu Ocna și Palanca, primul mecanism industrial de transport al țării din Salina în Gara Mare pentru a eficientiza producția, sunt aici. Deci iată că lângă marile construcții, podul de la Cernavodă, portul Constanța, Galați, Brăila, o parte din energia lui a venit aici în Târgu Ocna. Să nu uităm nici de mari arhitecți care au produs și au făcut Petre Antonescu. Deci iată că la Târgu Ocna valori și-au lăsat amprenta. Ceea ce noi spunem, că acele simboluri pe care le promovăm, frumusețea, credința și eroismul, ne aduc pe toți împreună. Vă doresc multă, multă sănătate, sărbători binecuvântate, Moș Crăciun să ne aducă daruri frumoase, și vă invit să rămâneți în piațetă sau să reveniți la ora 16:30, când vom aprinde și iluminatul de sărbători, să ne bucurăm împreună, să ne relaxăm și să credem că vor veni vremuri frumoase și sunt frumoase. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul primar! Urmează momentul festiv al defilării. Gardă drept! Gardă la dreapta! Gardă, pentru constituirea dispozitivului de defilare, înainte, marș! Gardă maniați!
Gardă, drept! Gardă, pentru defilare! Onorul spre drept! Înainte, marș! Vom depune coroane de flori. Depun coroane de flori primarul orașului Târgu Ocna și Consiliul Local.
Târgovna.